Care sunt noutățile cele mai importante pentru luna viitoare legate de lansarea programului operațional Capital Uman? Ne propunem în luna iunie, așa cum am anunțat și anterior, să publicăm calendarul de lansări pentru anii 2015 și 2016. Să avem această predictibilitate pentru ca beneficiarii care doresc să acceseze fonduri să poată ști ce se lansează, când se lansează pentru următorii 2 ani. De asemenea, pentru axele 1 și 2 din programul operațional Capital Uman, ne propunem să avem lansări. Publicăm în prealabil, bineînțeles, și ghidurile și documentele aferente spre consultare. Cam aceasta este etapizarea, suntem în luna mai, de acum și până la sfârșit de iunie, deci ne propunem să avem ghiduri în consultare pentru axa 1 și 2 și proceduri aferente acestora, ne propunem să avem calendarul de lansări pe 2015-2016 și să facem și lansări efective până la finalul lunii iunie pentru axele 1 și 2. Ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc, axele 1 și 2 din programul operațional Capital Uman oferă finanțare în beneficiul tinerilor până în 25 de ani, care sunt fără un loc de muncă, șomaj sau fără să fie în evidențele celor de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, fie nu sunt într-o formă educațională, nu sunt într-o formă de învățământ obligatoriu sau într-o formă de școlarizare continuă. Deci vorbim de acei tineri care nu sunt cumva prinși în nicio zonă educaționale sau profesionale și au nevoie de sprijin. Axele 1 și 2 din programul operațional Capital Uman vor veni cu soluții de finanțare pentru acești tineri sub formă de pachete personalizate, intervenție însemnând profilul educațional și profesional al tânărului respectiv, profil vocațional, recomandare și participare la programe de formare, posibilitatea de a participa la stagii de ucenicie, la stagii de practică, posibilitatea de a primi ofertă de muncă și de a lucra, iar locul respectiv de muncă să fie subvenționat, astfel încât angajatorul să primească forță de muncă din această categorie de tineri, dar fără să aibă cheltuiala aferentă pe perioada derulării proiectelor. Deci asta este gândirea. Acesta ar fi cel mai aproape de finalizare. Din câte este prioritar. Axa 1 este finanțată dintr-un buget separat de Fondul Social European. Este vorba de inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri. Este o inițiativă care vine la nivelul întregii Uniunii Europene în zona aceasta de combatere a șomajului în rândul tinerilor. Preponderent se adresează acelor regiuni unde tinerii șomeri depășesc 25% din totalul șomerilor și atunci asta vizăm prin aceste două axe. Avem această condiționare de timp, în sensul în care trebuie să contractăm sumele de bani și să le cheltuim în 2015 și 2016. De aceea sunt prioritare. Contractate sau și finalizate ca proiecte? Contractarea trebuie să se realizeze până la finalul anului 2015. Asta este prima prioritate pe care o vom avea. Plata prefinanțărilor. Ca buget pe aceste axe și pe axa 1 mai ales? Axa 1 și 2 total au un buget de 500 de milioane de euro, din care pe axa 1 primim 106 milioane euro din inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri. Dublăm această alocare cu încă 106 milioane de euro din Fondul Social European aferent României pentru axa 1 și atunci avem 200 de milioane pe axa 1, 212 milioane, iar axa 1 va însemna deservirea regiunii centru, regiunea sud-est și sud-muntenia, aceste trei regiuni având ratele de șomaj mai ridicate pe zona de tineri. Și pentru a nu face discriminare și pentru că nevoia este reală pe toate regiunile, pe celelalte 5 regiuni de dezvoltare ale României, intervenim la fel cu finanțare pentru tineri prin axa 2. Și în axa 2 avem circa 300 de milioane de euro alocați pentru același tip de intervenții. Per total, undeva la 500 de milioane de euro pe aceste două axe pentru tinerii șomeri, pentru diverse măsuri, așa cum le-am și explicat. Și ca buget per ansamblu, pe programul Capital Uman, ce se va lansa anul acesta, ne puteți spune o sumă de principiu? Da. Din bugetul total al programului operațional Capital Uman, care este undeva la 5 miliarde de euro cu tot cu contribuția statului român, planificăm să lansăm în acești 2 ani, 2015 și 2016, 65% din bugetul disponibil, undeva la 2,9 miliarde de euro. Construcția acestui buget de lansat se face și s-a făcut pe fiecare axă în parte, în funcție de condiționalitățile pe care le avem în fiecare domeniu, de prioritățile, de urgențele pe care le avem.
Și construcția fiind consistentă cu ce s-a mai discutat și până acum, sensul este să lansăm o mare parte din sumă, grosul sumei, la începutul perioadei de programare, ca să avem timp să cheltuim. Și ne propunem să fie așa o gradare, o scădere a sumelor de lansat, astfel încât în 2020, în ultimul an de programare, să ne rămână de lansat doar un sfert din bugetul anului 2020, deci o sumă foarte, foarte mică. Pentru companiile mari, ce posibilități ar avea pe capital uman? Ca principiu, pe axe, pe un exemplu? E o întrebare bună și interesul acesta către modul în care programul operațional Capital Uman finanțează zona privată este un interes bun. De ce spun asta? Aș face o paranteză. S-a discutat mult despre faptul că zona privată, zona de investiții private, nu mai este atât de bine finanțată din fonduri europene, programarea 2014-2020 față de 2007-2013. Programul operațional Capital Uman vine și susține angajatorii pe diverse zone de proiecte, de finanțare. Noi am estimat un buget cam de 700 de milioane de euro care ar fi accesibil angajatorilor, fie că vorbim de întreprinderi mari, fie că vorbim de IMM-uri. Și aceste sume se adaugă, practic, posibilităților pe care întreprinzătorii le vor avea de a accesa finanțare prin programul operațional regional, de exemplu, unde avem axa de investiții pentru IMM-uri, sau prin programul operațional competitivitate, unde avem finanțările pe zona de cercetare și de conectarea mediului economic cu valorificarea cercetării. Iată că, deși programul operațional Capital Uman nu finanțează doar cursuri sau subvenții, sau poate există o percepție de genul acesta, nu, și angajatorii vor putea avea cam un buget de 700 de milioane de euro, am spus. Mai concret, îi îndemn să se uite și să fie atenți la axele 1, 2, axa 3 și axa 6 și o să și detaliez un pic. Pe primele două axe, ei, angajatorii, vor putea să intre în aceste programe dedicate tinerilor șomeri sau care nu sunt în tinerii niți, că așa sunt etichetați, e un acronim, tinerii care nu sunt în câmpul muncii sau în educație. Angajatorii vor putea intra în proiecte, în principal în aceste scheme prin care locurile de muncă vor fi subvenționate pentru tineri. Da, ei pot fi parteneri în aceste proiecte sau pot fi selectați printr-o anumită metodologie, astfel încât să primească această forță de muncă, iar costurile salariale să fie subvenționate. Și este un beneficiu clar în favoarea lor. Acum avem și axa 3, locuri de muncă pentru toți, unde pentru întreprinderile mari chiar avem un buget de, dacă mi-aduc aminte corect, circa 75 de milioane, 80 de milioane de euro dedicate întreprinderilor mari, deci cele care au peste 250 de angajați, prin care ele să-și ia măsuri, de exemplu, în cazul în care sunt estimate disponibilizări. Sunt diverse tipuri de intervenții pe care ei le pot lua cu finanțare europeană pentru outplacement-ul lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați. Măsuri de reorganizare, măsuri de management intern, de flexibilizare a activității, de dezvoltare de programe de lucru la domiciliu și așa mai departe. Adică există axa 3, se uită către măsurile acestea mai inovatoare prin care să se adapteze mai bine companiile la nevoile pieței muncii și să-și sprijine lucrătorii în acest sens. Avem de asemenea și axa 6, axa dedicată educației în general și competențelor, unde încurajăm angajatorii să intre în proiecte în parteneriat cu instituțiile de învățământ, să dezvolte împreună programe de formare care să includă și componente de formare la locul de muncă, stagii de ucenicie. Sistemul de învățământ dual în România are deja o poziționare destul de bună în care elevii sunt, cum să zic, conectați foarte bine și la învățare practică, nu numai la ceea ce fac în clasă, dar și se folosesc de întreprinderile care participă la programele acestea și pot face și învățare practică în interiorul companiilor. Deci pe zona aceasta de axa 6 de educație, ei pot intra ca și parteneri în proiecte de formare profesională care să ajute tinerii să deprindă competențe practice. Cam așa vedem oportunitățile pe zona de program operațional Capital Uman. Destul și o să subliniez că, axa 1 și 2, deci acele companii care consideră că pot face și doresc să facă acest pas de a da o șansă tinerilor, tineri însemnă persoane fără experiență, e clar, dar de a le da o șansă prin intermediul proiectelor să vină, să lucreze, să-și dezvolte competențe, să le ofere valoare adăugată, să se uite cu atenție la ceea ce lansăm pe aceste două axe și să facă acest pas. Fără angajatori,
toate măsurile pe care noi le luăm, consiliere, informare, formare, ok, oferim șansa de a subvenționa, dar fără un interes real al angajatorului de a folosi acel lucrător, de a-l duce pe un drum profesional, de a-i da valoare, toate demersurile sunt mult mai lipsite de substanță. Din punct de vedere al mecanismului de și de selectarea proiectelor și de derulare și activitatea autorității de management, comunicarea cu beneficiarii, au existat multe probleme în trecut semnalate de beneficiari din punct de vedere al comunicării cu autoritatea de management și documentele emise de autoritatea de management, iarăși se spune că au fost foarte multe instrucțiuni emise în timpul depunerii proiectelor, în timpul derulării proiectelor. Vor exista îmbunătățiri? Ce ne puteți spune despre partea aceasta mai tehnică, să spunem, dar foarte importantă din procesul de comunicare, de gestionare efectivă a fondurilor? Acum, dacă vorbim de proiectele aflate încă în implementare din POSDRU, încercăm cât mai mult să fim aproape de beneficiari în condițiile unui volum de circa 1500 de proiecte aflate încă în implementare la nivel național. De altfel, noi am și comunicat la Ministerul Fondurilor Europene că începem o campanie de întâlnire cu beneficiarii în toată luna iunie la sediul organismelor intermediare, inclusiv pe POSDRU vor fi aceste întâlniri. Ne dorim să ne întâlnim individual cu fiecare beneficiar, astfel încât să ne asigurăm că și acolo unde comunicarea n-a fost suficient de bună, măcar acum, la jumătatea acestui ultim an de implementare, reușim să avem, să acoperim toată plaja de beneficiari și să punctăm cu ei ceea ce merge bine și ceea ce poate fi îmbunătățit. Iar la aceste întâlniri vom participa și noi, reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene, reprezentanții autorității noastre de management POSDRU, care e o direcție în minister, și ai organismelor intermediare care au delegarea de a se ocupa de proiectele beneficiarilor respectivi. Și sperăm să fie o măsură care să ajute la fluidizarea colaborării, ca să spunem așa, în implementarea proiectelor. Pentru programul operațional Capital Uman, sperăm că ceea ce pregătim să dea naștere la mult mai puține sesizări și observații și să dea o fluență mult mai bună în colaborarea cu beneficiarii. Sistemul va fi integral electronic și când spun integral electronic nu mă refer doar la depunerea cererii de finanțare care a fost în sistemul electronic și în trecut, dar și modalitatea în care se vor genera raportările și în care se vor putea introduce, eu știu, notificările, actele adiționale și toate aceste demersuri pe care beneficiarii le cunosc în zona de implementare, toate le lucrăm acum în sensul de a le putea realiza în sistem electronic, corelat, astfel încât, inclusiv până la nivelul de realizare a plăților, să avem un sistem integrat electronic. Este sistemul în lucru, se lucrează pe module. AME-urile la autoritățile de management de la majoritatea programelor operaționale discută pentru a se armoniza toate pe platforma SMIS și sperăm că deja din start, folosind acest instrument, să mai depresurizăm și să avem mult mai bună fluență în activitate. Se va lucra tot pe acest Action Web sau nu, o să fie nu. Preluat pe următorul SMIS? Se lucrează la un instrument nou, Upgrade, nou care este integral conectat la SMIS. Nu o să mai repetăm, învățăm din greșelile trecutului. În programarea 2007-2013 s-a pornit pe un sistem Action Web care inițial nu a fost conectat la SMIS. Și de altfel doar din 2012 încoace s-a lucrat la conectarea celor două platforme și la integrarea bazelor de date și nu este un demers ușor odată ce ai deja 4-5 ani de implementare de proiecte. Lecția aceasta e clar că a fost învățată și pornim pe un sistem integrat. Anul acesta practic se finalizează toate modulele acestei componente. Cum spuneam, nu e vorba doar de o nouă cerere de finanțare pe care beneficiarii o vor putea vedea și testa în luna iunie. Este vorba și de continuare, de partea de implementare a proiectelor și toată monitorizarea. Toate aceste module vor fi electronice, conectate, astfel încât să ofere o experiență cât mai bună utilizatorilor și să evităm mare parte din birocrația pe care o avem acum în implementarea POSDRU. Sigur, nu o să putem evita cu totul hârtiile, nu se pune problema astfel. Însă
Sperăm ca termenele să poată fi respectate și monitorizate de altfel mult mai bine când vorbim de depunerea unei cereri de plată, cereri de rambursare, a unei notificări sau unor documente pentru act adițional. Și partea aceasta electronică, să știți că are și componenta de monitorizare mult mai bine dezvoltată, în sensul că autoritatea de management să fie alertată nu de către beneficiar, ci de către sistem, de îndată ce termenele au început să fie depășite la diversele organisme intermediare, pe diversele proiecte. Astfel încât să avem o reacție mult mai promptă și o monitorizare mult mai clară a calității monitorizării proiectelor de la toate organismele intermediare. În prezent și în trecut, gestionăm un pic mai tradițional activitatea, în sensul în care, sigur, primim de la beneficiari adrese, hârtii, telefoane, mail-uri, vin în audiență și astfel vedem care sunt întârzierile și neregulile. Avem raportările de la organismele intermediare tradiționale, săptămânale, zilnice, diverse, în care vedem în ce stadiu sunt cu procesarea documentelor. Dar noi vrea să dezvoltăm și la asta se lucrează un sistem de timp real pentru a vedea dacă sunt întârzieri și pentru a interveni în timp și nu anul ăsta să se acumuleze, eu știu, pe sute și mii de proiecte întârzieri pe care să fie mai greu după aceea să le remediem.